Primarii din raionul Sângerei au discutat vineri 5 martie cu șeful Biroului Național de Statistică. Aleșii locali au prezentat directorului un șir de solicitări referitoare la organizarea recensământului din acest an. Ei își exprimă îngrijorarea cu privire la modalitatea de înregistrare a cetățenilor plecați peste hotare. Avem oameni care locuiesc în afara țării, cum ar fi Germania, Statele Unite, Franța, Belgia, dar au case de locuit la noi în comună. Ei nu vin odată în 12 luni acasă, dar pot să vină la 3, la 5 ani. Ne deranjează problema că ei nu vor fi incluși în lista persoanelor domiciliate, de fapt, ai comunii. Directorul Biroului Național de Statistică explică că recensământul din aprilie-iunie este un proces complex care se va organiza conform unor norme internaționale. În cadrul recensământului populației locuințelor se iau în vedere doi factori. Unu, situația de facto, dacă persoana pe parcursul la ultimele 12 luni preponderent a locuit în localitatea dată sau nu. Și dacă persoana a locuit mai puțin de 12 luni, această persoană va fi declarată de către persoană, va fi recenzată proxy. Dacă vorbim doi, va face parte din populație cu rezidență obișnuită sau nu, deci depinde cea mai mare parte a anului unde locuiești. Unii primari consideră că acest recensământ trebuie să ofere statistici exacte despre localități, permițând aleșilor locali să prezinte o imagine reală în viitoarele proiecte propuse pentru finanțare. Totuși, cifra asta joacă un rol esențial în aplicarea proiectelor, deoarece îți scade șansa de a aplica la o sumă mai mare de atragere finanțare în localitate. Acum noi putem să ne dăm cu propunerea cum era mai bine pentru atragerea investițiilor și vrem cu siguranță să avem claritate în numărul populației. Ultimul recensământ a fost organizat în Republica Moldova în anul 2014. Conform acestuia, populația dintre râurile Prut și Nistru este de peste 2,8 milioane de locuitori.